Un medic a avertizat proprietarii de grătare să nu folosească un instrument de curățare obișnuit după ce a făcut o descoperire terifiantă în gâtul unui băiat de 4 ani. Medicul pediatru Megan Martin din Florida a explicat ce s-a întâmplat într-un clip video devenit viral, spunând că a fost unul dintre cele mai interesante cazuri pe care le-a avut vreodată. Un băiat de 4 ani era la grătar și mânca, când brusc a început să plângă, a precizat medicul. Copilul a fost dus la urgență, iar medicul care l-a consultat i-a prescris un antiinflamator și i-a recomandat să meargă la orele peste câteva zile. Având în vedere că nimic nu părea să-i calmeze durerea, familia a decis să-l ducă din nou la urgențe dimineața, când medicul Megan Martin era de gardă. Băiatul nu avea febră și nu voia să mănânce și să bea, iar familia sa nu avea nicio idee despre ce se întâmplă cu el. În cele din urmă, după o tomografie computerizată a gâtului copilului, au găsit ceea ce căutau. Avea un fir de sârmă de aproximativ 2 cm care se afla în țesuturile gâtului din partea dreaptă și începuse să dezvolte un absces în jurul acestuia. Băiatul mânca un hamburger când s-a întâmplat acest lucru. Astfel, firele metalice ale periei de sârmă cu care a fost curățat grătarul ajunsese în carnea copilului, iar firul a rămas blocat în țesuturile moi ale gâtului. Medicul a explicat de asemenea că băiatul a simțit cel mai probabil o presiune în urechea lui din cauza trompei lui Eustachio. Din fericire, chirurgii orele au reușit să îndepărteze firul de 2 cm și să dreneze abcesul care i-ar fi putut pune viața în pericol. În ciuda faptului că acest caz este rar. Aceasta i-a îndemnat pe oameni să înlocuiască periile de curățat grătarul cu unele cu fire nemetalice pentru a evita situații periculoase ca aceasta. Nu folosiți perii de grătar cu fire metalice, a declarat ea. Nu există doar riscul ca acestea să se blocheze în țesuturile moi din gât, dar pot provoca de asemenea obstrucții sau perforații intestinale dacă sunt înghițite accidental, a mai precizat doctorul Martin. Videoclipul a strâns aproape 18 milioane de vizualizări, mulți internauți fiind șocați de ceea ce a provocat incidentul, relatează adevărul.ro.